ziua, prieteni dragi. Zi ploioasă în Oradea. Plouă de azi dimineață într-una și cred că va ploua toată ziua. Este ultima noastră zi în Oradea și pentru că Raluca nu se simte prea bine astăzi, nu știu, doare burta, nu știu, fetița nu e în apele ei, am zis să o duc la Băile Felix și așa să vedem și noi și voi cum arată Băile Felix astăzi. Am zis că sunt două ștranduri acolo, unul Apollo, nu știu dacă e la privat sau ăla de la primărie, și mai e un parc, aquapark mișto, cu review-uri bune, și cred că acolo o să mergem să petrecem următoarele ore până la cină, unde o să fim acompaniați de Marian. Așa o să vedeți și ce face Marian, cu ce se ocupă, și vorbim mai mult despre, că deja m-ați întrebat, mulți îl cunoaște deja. În fine, coboară și fetița și mergem la Băile Felix. Iuhu! Cum te simți? Bine. Te-am părut, am zis că nu te simți bine azi. Vă mă duc să fac băiță și să fie ok. Da. Mamă, deci când intrăm în aquaparcul la fiță cu prosoapele în plasa aia la profi, ne dau aia afară să mă arăt, nu sunt cei mai mari mărlani. Eu m-am gândit să iau halatul în loc de prosop, să poate. E greu să vizitezi din astea băi termale, chestii de genul, când ești călător și nu ești pregătit. Mi-am aduc aminte acum câțiva ani. Eram în Mont-Tremblant, lângă Montreal, o stațiune de asta deschis, și a vrut Raluca să o duc la un... tot la niște băi de astea. Da, un spa de asta cu băi de la cald, în mijloc, cu zăpezi, nu știu ce, și trebuia să ai shorts, trebuia să ai pantaloni scurți și costum de baie. Și de unde era? Decembrie, minus 16 grade acolo, și noi umblam prin magazine unde aveau ea din aia deschis, era un fofolist, și ziceam, bună ziua, n-aveți un costum de baie? Se uitau la noi, ziceam, bă, voi sunteți proști? Căutați costum de baie la minus 16 grade? Și ne-am plimbat toți întreagă, dar am făcut rost de ele. Așa și acum, ne descurcăm, noi bai. Nu știam ce troncă ne la mașină când deschid așa. Oh, ce surpriză! Pălincă? Mai multă pălincă. Avem pălincă, Ralu. Da. What a surprise! Wow, ceva nou. Asta e drumul care lipește Oradea de Băile Felix. E drum de două benzi pe sens. Foarte bun, zero gropi, zero. Acum se vede nașpa că plouă. Și era băiatul cu BMW-ul căzut în șanț pozin. Bine, dragi prieteni, bine ați venit la șantierele Felix, pentru că uitați cum arată toată stațiunea acum, ceea ce nu e un lucru negativ, asta înseamnă că din nou se lucrează și peste un an, doi, o să arate mult mai bine decât arăta înainte. Corect. Probabil e cea mai cunoscută stațiune de genul din, cea mai mare stațiune de genul din România, fără probabil, sigur e cea mai mare, foarte renumită, și eu am fost aici când eram mic. Eu n-am fost, dar a fost mama de... luna de miere, deci o să văd unde a fost și ea. Aici a făcut soacră-mea luna de miere și e o stațiune și în ziua de azi foarte, foarte renumită și foarte iubită de români și nu doar de români, dar acum, v-am spus, șantierele Felix, așa e absolut toată stațiunea, deși sunt un milion de locuri de cazare, ceea ce mă impresionează enorm, pentru că sunt foarte, foarte multe opțiuni de cazare pentru toate buzunarele. Acum, din păcate, nu e atât de plăcut, dar pentru ce am venit noi, pentru o baie și poate să o bag pe fata asta la masaj undeva, noi vom merge la aquapark, la hotelul President, cred că e. Dacă nu mă înșel, da, Hotel President. Acolo merge, sper să mă lase să filmez, dacă nu, o dăm cu telefonul, păi, și o stac ești. Știți, da? Frumos, în mod normal, nu mult acum. Bă, dacă ar fi să te gândești, probabil e cel mai bun moment să te apuci să faci, nu știu de când e șantier. Asta să spuneți voi. Acum probabil eu aș înnebuni dacă sta pe aici, că sigur se aude flex toată ziua. Uite, Langoș, plăcinte, băieții de la Fornetti. Nu am văzut, da. Fornetti din București. E întors pe dos tot, bă, adică nu o bucată. Uite, mamă, ia uite acolo. Hai să căutăm aquaparcul ăla și ne vedem de ale noastre. Cam așa arată Felix azi, dragi prieteni. Unfortunately. Da, dar în 2 ani o să fie ok, foarte frumos, deci merită să stai 2 ani întors, ca să fie după aceea 20 de ani bine. 15, cum trebuie, da, corect. Fonduri europene. Altă surpriză. Mi se pare corect, dacă da? O să facă ce promit, asta. Păi nu, că... faza cu fondurile europene, din ce am înțeles eu, e că trebuie să demonstrezi tot, adică ea îți dau bani, te duci cu proiectul, îți dau bani și tu faci exact ce ai să acolo, dacă nu, e groasă. Și cred că de aia multe locuri nu prea se cer fondurile europene, pentru că vin după aceea și socoteli. Dacă intrai pe acolo sau pe aici, nu știu. Da, am ieșit, nu e aici, am
Dumnezeu, acuaparcul e aici și ai zis, nu, ăsta e hotelul prezident. Acuaparcul e peste drum. Și ai zis, mulțumesc, și când se plecați, vezi că scrie acuapar pe clădire. Bine, mă, nebunul, scuză, mă, conduceam și eu cu ochii închiși, care e problema, de parcă aș fi prim. Am parcat chiar lângă el. Hei, mic semn, nu mă unde scrie acuaparc, micuț. De ce m-a certat așa? L-am găsit. 12 euro pe intrare și 10 pe șlap, că n-aveam șlap, am cumpărat jocul de la intrare. Mi-a zis ce șlap vrei, am zis care e mai ieftin, că în jumătate de oră ți-i dau înapoi. Ia uite ce șlap și-a luat băiatul. Îmi place sistemul ăsta cu brățară, că am plătit, am băgat câte 25 de lei pe fiecare, că nu știu ce poți să cumperi înăuntru aici, dacă nu mai încarci și nu trebuie să iei nimic după tine, doar telefonul și în cazul nostru, los țigările. Hai să-mi schimb outfit. E bine că absolut toată lumea are halat și Ralu a zis, iau halatul la hotel și am zis, trebuie mă duc cu halatul, sigur au acolo. N-au. Nu-i bai. Las că dă în jos tricoul, punem înapoi. Iar îl punem, iar îl luăm. Uite ce șlap o să ne-am tras. Bă, și e foarte multă lume. Da, dar eu nu-mi văzut pe nimeni cu mască, sigur trebuie să mă duc. Păi așa scrie acolo. Mamă, să vezi acum, frig. Ioi, tu l-ai, Doamne! Trebuie să mă fac sub umbrelă. Aici e piscina asta, înăuntru sunt 5. 5 am numărat înăuntru, nu? Da. 5 sunt înăuntru și un topogan de ăla. Și aici este un topogan? Să înțelegeți că înăuntru, de exemplu, mi-e așa să cam tot filmez, când ținând cont că majoritatea oamenilor sunt costum de baie, în alea nu vreau să... Na. Dar aici, aici afară e mișto. Să vedem cât e de caldă, apa sper să fie caldă, că e cam înghețat, gata, zbocnă. Balta ca balta, noi primul an vrem masaj. Vreau să-mi fac masaj, mă duc să mai... mă duc să-mi încarc brățara. Să ne luăm cumva appointment, știi? Nu duc să văd. L-am luat degeaba? Am luat eu banii la mine, nu de sub, frate. Nu mai au niciun loc pe ziua de azi, frate. Zero pentru masaj. Zero. Vrei pe topogan? Vreau pe topogan. Hai! 5 pe locuri de nu știu ce. De unde? Să vedem afară, eu pe unde afară mă avantajează mai mult decât aici. Folosise masaj, trebuie să iei rezervare 3 zile înainte, probabil. Acolo e barul, unde se cheltui banii ăștia. Și trebuie să mai cotăm, să vedem ce mai e pe aici. Dar Luca e în balt, acolo, gata, am pierdut-o. Urcă sus la topogan. Ai stă foarte mult. Păi nu, când erau copii și am lăsat pe aici seara. Dar atât am dat din mâini și am mers cu schiurile, nu cu topogan. Păi pe ce copii? Că trei ori veni doar. Nu, păi aici jos nu ori ajuns. Păi nu știam dacă în cap, mă gândeam că rămân blocat în el acolo. Cum e? Deci, împins, nu împinge. Nu are cum să lăs cu ce. Acolo pune 33-34 de grade, dar nu. Nici de pe coară? Nu. No. Mamă, ce frig e aici afară? Așa e tratamentul? Să fie așa frig aici? Să vezi acum dacă ești afară de tot. Sper că asta să fie mai călduț în mintea de acolo, dacă nu, e jală. Mamă, ce frig asta. Păi, nici asta nu-i caldă. Nici asta nu-i caldă. Nici asta nu-i caldă. Nu-i caldă. Nu e caldă. Să mor dacă e caldă. Nu, nu e. Și plouă. Unde scrieți temperatura asta? 32-34. Băi, minciună, bă! Atunci în termometru, asta e minciună, să mă mori. E rece apă, frate. Chiar dacă ia să mă mori, dar nu e caldă. Nu e caldă de 32 în niciun caz. 32-34 de grade în niciun caz. Dar plouă... Așa. Oare că te păcă mea sălbastru. Poți să te dai că uite că aici e închis. Păi da, l-am văzut. A. Deci mă jur pe viața mea, dacă vă mint. Să mor dacă vă minte, dus sus acolo unde m-am dat eu și topoganul albastru e deschis, poți să te arunci pe el. După ajunge aici și aici, să sper că e altul, dacă nu e ireal. Dacă, o să urc după aia să văd. Mă duc sus să văd dacă se poate, te poți arunca pe ăsta sau dacă e pus în ceva. N-are apă, da, am reușit mai departe.
Eu l-am văzut așa, fără niciun afiș, fără nimic. Dai seama, te arunci pe aici și intri în stâlpul ăla, frate, în jos. Uite, zonă de copii. Da? Ne-am uitat acolo peste meniul ăla de patiserie și cornul și chestia. Am comandat două cafele și strudel cu mere și unul cu brânză. Și acum primim cafele, că mâncare n-are. Da, dar cred că e gol. E ăla de acolo care e gol. Și aici e sauna. Da, mișto și la sauna. Hai că am stat și în sauna. Sauna turcească. Mereu am vrut să intru într-o de asta. Stai poate, o să prindem plătiți. Niște becurile de la duș. Bun, am fost și la sauna turcească. Altceva? Aici. E deschis aici, nu se poate intra. Bă, am dugheană locul ăsta, sincer. Da, de la pandemie ci că nu merg saunele. Dar în schimb, după aia cine nu duc toată lumea fără mască și e case interioare sunt deschise, nu-i vă rostul. Mi imaginea să fie deschisele de afară și să înăuntru nu. Da, în fine. Pentru mine aici nu e nimic surprinzător, chiar mă gândeam că o să fie ceva mai wow, dar nu e. Știi că e cel mai bun ăsta, e cam, e dugheană și sunt, e... Jucătate din el e închis, masaj, e complet bine asta, cât de cât să înțelege. Mâncare nema, apa e rece. Asta trebuie să aibă 36-38. Nu are. Pe mine ce mă enervează că aici este de mască obligatorie peste tot, nimeni nu o poartă și nici măcar cine este acolo la bar, la staff sau ceva, nimeni nu poartă mască. Dar eu bazinele le-au închise, pentru că e pandemie și sauna și restul. Bazinele ar trebui să le aibă închise, dar nu le au. 4 din ele nu merg, nici n-au apă. Și restul care sunt înăuntru sunt pline. Și acum ce am văzut, au dat drumul la apă, la cum ar veni jacuzzi ăsta de face bulbuși pe spate și în loc să meargă toate, merg doar 4. Deci lumea stă la coadă acolo să vadă dacă la pleacă cumva să-i deși lui bulbuși la spate, dar nu pleacă nimeni. Și țin 10 minute, după aceea se sting. Nu, no, nu gata, nu cred că am stat 30 de minute, 35 de minute, deși am plătit alea. Probabil sunt cei mai irosiți bani de când am ajuns în România, adică ăștia sunt... Partea bună e că avem șlape pe care să-i lăsăm în hotel. Avem șlape pe care să-i lăsăm în hotel, dar în rest, bă, eu nu recomand. Adică mie, apa aia termală caldă e rece, sunt închise multe dintre ele. Ca un aquapark ar fi ca un strand închis. Da, sunt două piscine acolo unde stau 70 de inși, toți fără mască. Și... Dacă ar fi... Nici... alte deschise sau în piscine și altceva. Poate în vremuri normale poate, dar... e mai ok, dar oricum nu mi se pare. Adică noi am venit pentru că am căutat pe net aici și era cu cele mai bune review-uri și că e modern, dar e coșmelie acum, n-are rost să mai mințim. Și știu și așa oricum o să vină haterii. Bă, iar face sigur. Bă, nene, asta 4 stele, ăsta e un strand închis cu apă termală care nu e caldă. Poate și aia patrămas, și ca de obicei, eu, du-te mă de aici, aia scrie 32-34 de grade și nebuna aia avea maxim 21. Nu știu, zic cu apă din aia am făcut baie în București când am avut apă caldă. Da, nu știu. Probabil cei mai irosiți bani, în fine, noi avem șlapi, am văzut cum e. Mergem, ne vedem la cină, că ne vedem cu Maria. Și pentru că noi mâine plecăm, cât am stat în Oradea, pe noi ne-a ajutat foarte mult domnul Marian. Adică fără domnul, Marian. Ne-a ajutat foarte mult, ne-a pus în legătură cu tot ce ați văzut în vlogurile trecute și am venit la el la muncă. Am intrat peste el, suntem la el în clinică aici. Ia uite, așa se intră. A, uite, televizorul acolo. Mariane! Vin peste tine. Foarte bine. Sau română. M-a întrebat lumea de tine. Că la noi așa e, tot tipul când apare un om la cineva la noi pe canal, lumea întreabă, ce face omul ăsta? Stai. În afară de faptul că mă uit la voi. Deci fii atent. Nu toată ziua te vezi într-o clinică. Ia fă șmecheria cu televizorul. Uite-te cât de tare e televizorul. Și întrebare românească, 100%. Cât mă costă un televizor din ăsta? Samsung, în poate mă
magazinele de profil. Deci... Aia, Samsung... Da, e Samsung, scrie jos. Dar nu facem reclamă, așa că sunt... Nu facem reclamă. Bun. Simplu. Că să înțeleagă lumea. Ce face Marian? În afară de faptul că, în afară de faptul că te uiți la noi și ne întorci pe dos pe aici. Ok. Păi noi avem două componente ale sectorului medical. Okay. Unu, avem o clinică. Clinică care este, de exemplu, singura clinică din România care tratează sfărăitul și apnea fără internet. Te întrerup o secundă. Prietenul Burhui, aici, că e pentru tine. Știu că deja ai vorbit cu el, dar fă-ți treaba că eu am suferit sfărăitul tău. Continuăm. S-a trimis un client deja. Și nu doar în acest domeniu. Iar al doilea lucru pe care îl facem, sau unde, dacă vreți, ne-a oprit pe noi pandemia, este partea de telemedicină. În partea de telemedicină ne propunem, de exemplu, pentru românii aflați în străinătate, să le asigurăm monitorizarea părinților sau bunicilor în România. Și aici cred că ar trebui să avem noi doi o discuție, dacă vreodată familia ta o să fie de acord, okay. În sensul în care eu vă pot ajuta, ca voi din Spania sau voi din oriunde sunteți din lume, și doamna Ioana și cu tatăl vostru, da, să poată să știe ce se întâmplă cu bunicii voștri și, pe de altă parte, să aibă suportul unei întregi echipe medicale. Ok. De la distanță. Da, ei fiind acolo. Da, de la distanță. Doi. Ce ne-a adus pe noi în situația în care ne știu foarte mulți pacienți și ne iubesc, este partea de aici, de la televizor, de data asta. Aici vedeți cum bate inima și am reliefat tot sistemul nervos, artere și vene, ca oamenii să poată să înțeleagă. De asta avem nevoie de acest tip de televizor, pentru că el îmi permite să vă arăt și cum bate inima, pot să vreau, sau să vreți, să vedeți mușchi și acum acopăr manechinul acela cu mușchi. Cu toate astea sunt în noi, în om? Atâtea straturi? Da. Suntem plini de cabluri. Așa, da? Iar, dacă vreți, de exemplu, să vedeți mușchiul, sistemul respirator. Că uite, iarăși o problemă. Foarte mulți oameni nu înțeleg din ce cauză este extrem de importantă folosirea măștii. Cumva și guvernul este vinovat de lucrul acesta, că nu a reușit să explice ce înseamnă COVID-19. Da, da. Bun, COVID-19 este o boală. Așa se numește această boală. 19 venind de la anul 2019. Este generată de un virus. Se numește SARS-CoV-2 pentru că este al doilea virus de tip coronavirus, pe care al doilea virus din această tulpină identificat pe Pământ. Acest virus este văr primar cu virusul gripal. De aici și o serie întreagă de simptome similare cu cele de la răceală. Păi asta e problema majoră. Acum te întreb pe tine, Cristi. Ai fost răcit până la vârsta pe care o ai? Da. Ai fost gripat? Da. Bun. Uneori ți-a curs nasul, uneori nu ți-a curs nasul. Da. Când te-ai simțit mai rău? Atunci când ți-a curs nasul, nu? Da. Perfect. Ce făceai? Îți suflai nasul. La SARS-CoV-2, mucusul nu mai iese pe nas, curge direct în plămân. Când tu te duci la medic, ce o să spună medicul? Dragul meu, vrei să te simți mai bine? Suflă-ți plămânii. Poți? De ce trebuie să ventilăm pacientul? Pentru că nici noi nu putem să aspirăm mucusul acela. În sănătate nu se poate face lucrul acesta și atunci facem ce face fiecare când are o problemă. Ventilăm. De ce ventilăm? Ca acel mucus să se evapore, să se usuce. Din această cauză, toți cei care au avut COVID-19 se recuperează foarte greu și pot să comenteze, să scrie în comentarii că ei se recuperează greu. Acuză simptome de oboseală. Asta duse. Cu oboseală am auzit-o la mulți, că s-a resimțit. De ce? Pentru că mucusul acela rămâne în alveola pulmonară. Este acel săculeț mic de bijuterii care se află într-un sac foarte mare care se numește plămân. Săculețul acela mic de bijuterii, alveola, este responsabil de schimbul de gaze din interiorul unui plămân. Nu aprofundăm că nu avem nici timp. De aceea recuperarea este foarte grea. De aceea este important să ne protejăm. Fel încât oamenii aceștia să nu se îmbolnăvească. Pentru că dacă se îmbolnăvesc, eforturile sunt mari și ale sistemului de sănătate, dar și ale pacientului. De asta este periculoasă. Păi asta e,
Asta e marea problemă, că nu s-a explicat în cuvinte normale, de oameni normali. Și aici are dreptate. Problema cu nu cu pandemia, cu bolile în general, și asta se aplică și la politicieni, de fapt. Cu noi, cu oamenii de rând, trebuie să vorbească guvernul și cine e acolo și doctorul, să vorbească, să înțelegem și noi. Că degeaba mie îmi spui tu, nu înțeleg. Îți mulțumesc că ai venit până la Oradea, profit de canalul tău, eu sunt profitor. Și vă anunț că de în această săptămână voi da drumul la un canal de YouTube în care exact asta voi face. În sfârșit? În politică. În sfârșit? Da, în sfârșit. Ți-am promis de mult. În sfârșit. Dar până mi-a făcut studio, până toate astea, că e un pic mai complicat. Ați văzut, am nevoie de tot soiul de instrumente ca și ăsta, ca să pot să vă ajut să înțelegeți. Dar da, asta vom face de în această săptămână. Dau drumul unui canal de YouTube. O să-i comunic lui Cristi exact cum se va denumi. Până apare ăsta, mi-l dai și eu pun jos în descriere. Până se publică ăsta, eu pun jos. Astfel încât să puteți să înțelegeți diagnostice medicale fără să folosim limbajul, terminologia specific medicală. Exact. Pentru că nu te adresezi la altor doctori. Te adresezi acel serviciu de traducere. Deci, acesta este Marian, asta face el, are o clinică aici. E singura clinică din țară, decât știu, care tratează sporeitul, că e mai periculos decât credeam noi. Discuția noastră a început de mult cu, bine, pe Marian, mulți dintre voi îl știți deja ca membru al canalului cu telemedicina Inovia, clinica de îmbunătățire a calității vieții. E membru pe două conturi. Deci mulți să știți, Adrian Burcui deja a luat legătura cu el, adică vă las link-ul în descriere. Și membru pe YouTube din 2009 cu canalul personal, data asta, de plictisol. Și e pe la Villas. Deci el e Marian și acum, după ce iar a băgat frica în mine, că eu când văd chestiile astea, eu mă sper. Eu nu... Dar de ce să te speri? Pentru că ce e imposibil ca tot... Uite ce frumos se învârte omulețul ăsta. Uite ce fac eu cu el. Da, dar tu vezi câte lucruri sunt acolo. E aproape imposibil să funcționeze toate. Perfect. El a vrut să-mi repare și operația de aici, numai că nu m-am lăsat eu, că mi-e frică de doctor. Eu am umblat cu el prin alte locuri aici în clinică. Eu miros clinica și mă ia amețeala. Mă duc. Mă duc să mănânc. Da? Nu. Nu, tu mă duci să mănânc. A, da. Eu am promis că dau eu masă azi. Așa e. Nu mi-a ieșit combinația. Raluco, hai repede! Astăzi, în semn de mulțumire pentru că ne-a ajutat zilele astea și m-a adus la cel mai scump restaurant italian din Oradea. Recunoști? Recunosc că te-am adus aici prima dată când ai venit în Oradea. Da. Și pentru că nici altă parte n-am găsit o masă liberă, aici, cunoscându-mă oameni, aici te-am adus. M-a adus să-mi facă gaură în buget. Asta e. Glumesc. Asta e. Ce să-ți fac? Riscul meserii. N-ai ce? N-ai cum? Cum ai pe banii tăi? Da. Eu îmi comand o apă. Ai golit-o deja, uite-o. Locul se numește Via 29 în Oradea. E a doua oară că venim aici, chiar e foarte bun. De la trecut am mâncat paste negre, că mâncam pe banii lui. Acum pe banii lui, mi-am luat pizza capricesă. Și eu paste. Ah, da. Da? Nu, tu se bagi. Nu, se uită la ele. Mamă, e bună rău. Mă rog așa la... Mâncare, nu ți-ai comandat? Păi m-am cântărit înainte să vin. Da, am și cântare de la clinic. Mi-a zis că-i stricat cântare, ai mai dat unul. Trei cântare a găsit stricat. Sunt defecte. Gata. Noi plecăm din Oradea, trebuia să spun chestia asta seară, dar am mâncat bine, m-am pus ca pe pernă și la revedere. Pentru noi astăzi e ultima zi în Oradea, trebuie să mergem până la Cluj, să luăm o mașină, despre asta și o să mergem în altă destinație, despre asta o să vedeți după aia. Am avut o mică problemă, trebuia să plecăm și nu ne-a ieșit, dar ca de obicei, domnul Marian, îți mulțumim încă o dată, ne-a rezolvat. Tot i-a făcut problema. A venit mașina deja acolo. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Mi-a făcut o gală plăcere. Ne mai vedem. Mamă, câtă mână are, mi-a română, gata. Fac degetul de pianist. Mamă, mi-a română. Mersi mult de tot. Vă las canalul lui în descriere dacă se pune pe treabă și îl rezolvă. Vă las aici jos. Cam tot ce ați văzut. Da? Chiar o fac. Nu, chiar serios o fac. Cam tot ce ați văzut, așa, mai puțin cunoscut din zona asta, a fost mulțumită lui. Mersi încă o dată. Eu vă mulțumesc. Și noi ne vedem din următorul vlog, din destinația, nici noi nu mai știm. La revedere, ne vedem unde ne vedem? Pe Instagram, Cristi și Rălo. Vă răspunde la toate întrebările și bineînțeles, jos aici în comentarii. Hai că ne așteaptă mașina, Serix. Maybe a love like ours can lead out its call.